Gata cu Tudor Mușat, bun găsit! Bună seara, bun găsit tuturor! Am văzut mai devreme, Irina, l-arătai pe ministru Boloș declarând război hârtiei igienice luată cu baxurile de primar la sfârșitul anului. Sigur că e foarte convenabil pentru ministru de finanțe, pentru premier, pentru guvern să arate cu degetul spre cheltuielile pe care le fac primăriile la sfârșit de an. Multe dintre ele, într-adevăr, nejustificate sau mai ales neavând de unde să ia acești bani. Numai că adevărata problemă a acestui guvern și mai ales a celui dinainte cumva, pentru că asta este moștenirea guvernului Ciucă, ne arată execuția bugetară la 9 luni, care ne arată extrem de marea gogoașă pe care ne-au servit-o guvernanții în ultimul an, că ei reduc cheltuielile în sectorul de stat. Cheltuielile cu salariile în sectorul de stat au crescut cu mai bine de 9 miliarde de lei în primele 9 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la fel cum au crescut cu 10% și cheltuielile cu bunuri și servicii, păi nu se tăiau, nu se făceau economii, ei bine, nu s-au făcut. O să discutăm despre toate astea. O să vedeți în emisiunea de față și cum ne raportăm la chestiunea Schengen, pentru că par destul de stranii aceste declarații ale președintelui, care ne spune că există un spațiu de liberă circulație care nu mai e, de fapt, un spațiu de liberă circulație, care nu prea mai e, de fapt, pentru că nu e funcțional, pentru că e aproape paralizat, ne zice Klaus Iohannis, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Care e abordarea României în condițiile astea? Ce facem? Ne-am resemnat? Încercăm să vindem publicului de la nivelul statului această idee că poate nici nu mai e rentabil să intri în Schengen în momentul de față? Vorbim și despre asta și sigur că ne uităm și la ce se întâmplă în Israel, pentru că acolo ați văzut, a avut loc acea intervenție limitată în pregătirea marii intervenției pe care ne-o promite în continuare premierul Netanyahu. Da, marea problemă este în acest moment coalizarea forțelor de toate părțile opuse Occidentului, pentru că avem Hamas, avem Iran, avem Hezbollah, avem Moscova, avem China. Există această întâlnire a liderilor Hamas în prezența Iranului la Moscova. De ce? De ce transmite Rusia acest semnal pe față, deschis? Despre toate discutăm în emisiune. Vă aștept! Noi încercăm în continuare să ne încadrăm în 4,4. Asta este ținta asumată de către România. Dar avem și această discuție că este posibil să depășim acest deficit. Sub nicio formă nu vom avea un deficit mai mare de 6%. E un ședință de guvern, voi adopta o nouă ordonanță de urgență în ceea ce privește cheltuielile bugetare, atât la nivel central cât și la nivel local. Prioritatea noastră rămâne foarte clar să nu existe și în acest moment, dacă vom lua aceste măsuri, nu există niciun risc în ceea ce privește blocarea fondurilor europene. Da, bună seara, doamnelor și domnilor. În ziua în care președintele Iohannis a promulgat legea cu măsurile fiscal-bugetare, legea cu taxe în plus pentru români, vin din toate părțile noi dovezi despre dezmățul de la stat. Mai mult, iese la iveală minciuna sfruntată a guvernării Ciucă, cea cu reducerea cheltuielilor în aparatul public. O să vedeți ce arată execuția bugetară pe primele 9 luni ale anului. Cum am ajuns la deficitul ăsta de care vorbea și premierul Ciolacu mai devreme? Gunoiul pe care nici măcar Ministerul Finanțelor, vinovat de situație, nu a mai reușit să-l ascundă sub preș. Și anume, cheltuieli la stat cu aproape 2 miliarde de euro mai mari ca anul trecut în aceeași perioadă. Și totuși, instituțiile publice toacă bani netulburate, sunt în continuare stat în stat, fac legea, totul în timp ce nouă ni se spune că statul strânge cureaua și, vezi, Doamne, obligă primăriile să renunțe la beculețe și la concertele de Crăciun. O să vedeți noi detalii din dezmățul de la ASF, instituția unde, vă arătam și aseară, se dau 16 salarii. Dar nu e tot, vin alții din urmă, o să vedeți ce categorie de funcționari presează pentru salarii mărite din pixul unui ministru, pentru că au văzut cum merg lucrurile, că Ministerul Finanțelor a crescut pe cont propriu salariile angajaților, ca să nu mai vorbim de magistrații care și-au mărit singuri lefurile retroactiv până la suma de 3 miliarde de euro care acum trebuie scoși de undeva. De unde? Din buzunarele noastre, evident. Vedeți detaliile în emisiune.
Armata israeliană a intrat azi noapte în fâșia Gaza cu tancuri și vehicule militare pentru un raid țintit. Pregătim următoarele etape ale războiului, ni se spune, după ce premierul Netanyahu a promis că incursiunea va avea în mod sigur loc, în ciuda speculațiilor că sunt presiuni contra ei. Și totuși presiuni din partea Statelor Unite există și sunt tot mai puternice. Americanii au însă de gestionat și o altă problemă, atacurile tot mai dese asupra bazelor lor din regiune. Se aduc sisteme de rachete, iar republicanii din Congres presează pentru un răspuns ferm împotriva Iranului, care îi alimentează pe teroriștii din zonă. Între timp, foarte important, șefii Hamas sunt la Moscova, împreună cu oficiali iranieni. Ce caută acolo? Care e semnalul? Cum poate acționa coordonat axa dușmanilor vestului, care e tot mai mare? Discutăm în emisiune. Invitații mei la această oră, Dan Bucura, realizatorul emisiunii Selectiv. Bună seara tuturor! Cristian Zeidler, deputat USR, bună seara, bună mulțumesc! Seara. Daniel Vasile, prim-vicepreședinte Partida Romilor, bună seara! Și în legătură video cu noi, jurnalista Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro, bună seara, mulțumesc foarte mult de asemenea! Vă spuneam că ne arată execuția bugetară ceea ce nu vor să ne spună guvernanții, dar uite că documentul ăsta peste care nu poți să treci arată fără urmă de tăgadă, că nici măcar Ministerul Finanțelor n-avea cum să mai cosmetizeze realitatea. Execuția bugetară ne arată așa, că salariile bugetarilor au crescut cu 10,8% comparativ cu 9 luni ale anului trecut, deci ianuarie-septembrie 2023, 10,8% mai mult decât ianuarie-septembrie 2022. În termeni nominali, 96 de miliarde de lei, cu 9,3 miliarde de lei în plus față de perioada similară de anul trecut, domnule Zeidler. Cum rămâne cu tăierile? Cum rămâne cu strângerea curelei? Păi stați un pic, că s-au blocat angajările la stat, deci n-are cum să fi crescut numărul de angajați. Și n-au mai crescut salariile. Deci n-are cum să fi crescut suma asta. Și suntem ca la matematică, în clasa a 5-a, când ți se demonstrează că, de fapt, ești într-o eroare logică. Pentru că eu de la guvern așa am auzit. S-au blocat angajările și n-au crescut salariile. În realitate, însă, adevărul este că s-au făcut și angajări în plus și au și crescut salariile la stat. Pe aici, pe acolo, pe un pic, pe la cei cu pile politice, pe la suspușii momentului, s-a găsit un motiv pentru care toți cei din teritoriu să aibă salariile asimilate la o instituție cu salariile de la centrală. E, ce se întâmplă în timpul ăsta, poate e mai puțin vizibil, este că la o mulțime de instituții sunt proteste ale angajaților care spun, păi dacă la instituția aceea, cei din teritoriu, au salariul exact cât au ea din centrală, din București, păi și atunci și la noi. Și la noi, și la noi, și la noi, și la noi. Și vin ca un bulgăre mai multe asemenea solicitări de creșteri salariale. Și într-un fel, pe bună dreptate. Că întreb și eu dacă la instituție se poate. La cealaltă, de ce să nu se poată? Asta este când ai scăpat total de sub control frâiele guvernării și finanțele țării. Stați puțin, că ce e aici este, de fapt, rodul guvernării Ciucă. Nici măcar nu s-au luat în calcul în momentul ăsta și în execuția asta bugetară sumele care trebuie majorate la lefurile profesorilor, de pildă. Alea de să căuta doamna Deca, de niște bani și zicea trebuie să cer la rectificare vreo 9 miliarde, că nu pot să le măre salariile profesorilor. Deci ce vorbim aici este ianuarie-septembrie, în care Dane au crescut cu 9,3 miliarde de lei cheltuielile, iar cheltuielile cu bunuri și servicii sunt și ele cu 9,4%, deci cu vreo 10% mai mari ca în aceeași perioadă a anului trecut. Eu vreau să știu, Căciu știu unde e, dar Ciucă unde e în momentul ăsta? Doar asta am văzut. Cuvântul cheie în orice guvernare într-un moment este greaua moștenire. Deci orice ar fi, problema e mai în urmă și mai în urmă. Noi, guvernarea noastră, asta e cuvântul oricărei guvernări, post-decembriste. Noi ne facem treaba brici, dar aia dinainte ne-au lăsat bolovanul și trebuie să-l ducem. Acum, dincolo de cifrele astea pe care unii le arată într-o parte, alții le arată în alta, bă, fraților, eu n-am nevoie de nicio cifră să înțeleg că în România asta se trăiește teribil de rău, de greu.
Adică nu trebuie să-mi spună unul, bă, e inflația mare, e deficitul mare, sau să-mi explice alții, cum îmi explicau unii pe vremuri, ce bine ar trebui să trăiesc și cum ar pica aia prosperitate pe mine dacă n-ar fi ajuns vorba aia, burta lipită de coloană. Că mai erau și unii în istoria recentă care ne explicau ce, cum nu înțelegem noi că pică prosperitatea peste români, domnule. Pică ea prosperitatea și românii mureau de foame. Deci, dacă ai un pic contact cu România reală, vezi lucrurile astea. Unu, că românii trăiesc rău și foarte rău, că această falie, să-i spunem, bugetară, e cu totul în altă Românie și în altă paradigmă decât cealaltă Românie, România reală. Asta e realitatea. Încă o dată, n-am nevoie de cifre să văd asta. Și văd că încă dezmățul bugetar există și văd îngrijorarea acelui segment în a se tăia vreodată, dacă chiar se va tăia ceva. Deci în paradigma asta suntem. Nu trebuie să iasă nici vreun institut de ăsta minune, nici vreun premier, cum e cazul Ciolacu astăzi, care ne explică, domne, stai că o să fie bine, că nu ne ducem peste 6%, nu ne ducem peste... Lăsați-le încolo de cifre. Ieșiți pe stradă și mergeți în România reală. Haideți duminică cu mine în Piața Obor, dă mână orice politician de la conducerea României astăzi și hai să vedem ce o să vă zică România. Că eu vă garantez că o să-mi fie și mie greu cu voi la braț să nu primesc în cap roșii și ouă și alte cucu. Îl luăm și pe Căciu? Da. Îl iei cu tine pe Căciu la piață? Pe Căciu știi că mi-e foarte drag. Uite ce zicea Căciu. Am adoptat o serie de măsuri în vederea unei chipzuire a banului public. Zicea asta în mai. Căciu, care a făcut final... bugetul, nu? Păi nu, uite, care a făcut bugetul ăsta și despre care acum nimeni nu mai suflă o vorbă. Cred că încearcă să-l plitească pe toate costoanele europene, posibile. Cu astea aduce cașcaval european, ce se mai zice? 10% reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii. Păi văd că au crescut cu 10% față de aceeași perioadă anului trecut. Cum se explică? Bun, în primul rând, mă bucură că abordăm și subiecte de politică internă, pentru că politica externă și războaiele care au înconjurat România sau înconjoară planeta ne preocupă foarte mult timp și dezbatem aceste teme. E normal, e firesc, dar toate au o limită, din punctul meu de vedere. Acum, legat de creșterea veniturilor la bugetul de stat, o temă care încă nu s-a abordat, această ordonanță miraculoasă ar trebui să aducă creșteri de taxe, de impozite. Care dintre ele? Iertați-mă, asta de s-a promulgat ordonanța, azi? Ordonanța care a anunțat-o domnul Ciolacu. Aia de-o s-o bage? Ordonanța care a anunțat-o domnul Ciolacu pentru că ne-am obișnuit ca o lege să fie operaționalizată printr-o altă lege. Până astăzi, aceste minunate adăugiri la bugetul de stat nu s-au realizat din cauza opoziției, pentru că au atacat la Curtea Constituțională, din câte am înțeles această lege. Da, gata, dincolo de glumă, dincolo de glumă, de astăzi ar trebui să intre guvernul în pâine, de mâine să crească veniturile, colectările la bugetul de stat și așa cum a spus domnul prim-ministru, să terminăm cu dubla măsură, vă amintiți, nu? Privilegii la stat, nu? Terminăm cu ele. Și mai mult, nu mai se fac în România bani ușor din evaziunea fiscală. Acolo, acum, dincolo de aceste aspecte, trebuie să explicăm populației să înțeleagă. Bugetul, construcția bugetului, este o operațiune virtuală. Adică cheltuim, ne angajăm să cheltuim pe următorul an, pe 2024, banii pe care nu-i avem, pe care noi ca stat trebuie să-i colectăm. Și dacă nu colectăm, așa cum spune și Comisia Europeană, că n-am atins ținta de TVA, se întâmplă astfel de anomalii. Și ce facem? Spre sfârșitul anului, atunci când atât autoritățile centrale, cât și autoritățile locale, decretăm, pentru că avem putere să decretăm noi, Guvernul României, să nu mai facem cheltuieli cu bunuri și servicii. Bun, asta înseamnă că am rezolvat o problemă macroeconomică, o problemă care vizează viitorul copiilor noștri, sau, dacă vreți, mărim acciza la energie cu 0,5. Sau, dacă vreți, pe micro-întreprindere cu 60.000 de euro cifră de afaceri, adăugăm o taxă de 1%. Nu rezolvă problema în ansamblu. Cu tăiatul concertelor și beculețelor rezolvăm? Că știu că sună așa plin de... Am spus de asta, că sunt cheltuieli care domnul ministru de finanțe
ne spune azi să nu mai cumpărăm hârtie, asta vedem imediat, da. Să nu mai cumpărăm hârtie igienică în cazul instituțiilor publice. Nu spun că nu se întâmplă lucrul ăsta. Poate că se întâmplă. Sunt unele instituții publice care, datorită sau din cauza bugetului prost construit și pe principii greșite, care ne spune în felul următor, dacă ești instituție publică, la anul primești cu 10% mai mult buget decât ai avut anul acesta. Asta spune legea dacă bugetului. Dacă ești în stare să da, dacă cheltui nu banii, cheltui, da. Atunci ai pierdut banii. Și da. Iată că îndrituitorul instituției publice ce spune? Dom'le, mai am 2 luni de zile, cumpăr și hârtie igienică de la metrou. Bun. Asta este logica în care este construit bugetul și se cheltuiesc banii publici. O logică greșită, eronată, care aduce România în faliment. Ce vedem acum e așa, Ioana. Deficit de 3,55%, era 2,96% în perioada similară anului trecut. Asta înseamnă 56,4 miliarde de lei. Deci gaura este acum de peste 10 miliarde de euro, e cu 14,7 miliarde de lei mai mare decât în perioada din 2022. Iar nouă ni se vorbește de concerte de Crăciun, pixuri, agende, beculețe, ghirlande, decorațiuni. Marea problemă, din punctul meu de vedere, este, după cum sugera și domnul Daniel Vasile, faptul că noi nu încasăm mai mult decât faptul că noi cheltuim. Aici e problema. Bugetul a fost construit pe o țintă nerealistă de venituri. Pentru ca toate cheltuielile să fie înghesuite acolo, au fost expandate niște previziuni de venituri. Banii aceia, nu că e o gaură în sensul care ei n-au venit, nu că s-au dus. Pur și simplu, acei bani nu au venit. Iar șansele ca ei să vină în continuare sunt foarte mici, pentru că nu mai au de unde să vină. Inflația a diminuat foarte mult consumul, care era practic unul dintre principalele motoare ale alimentării bugetului. Felul în care se joacă guvernul cu legislația fiscală inhibă orice interes al investitorilor de a se arunca, de a face mișcări întrăznețe și fiecare stă, cum se zice, cu fundul pe bani. Și atunci poți să strângi până la un anumit nivel. Eu înțeleg că o parte din cheltuielile care acum trebuie acoperite sunt cheltuieli care nici măcar nu au fost bugetate. Deci, pe de o parte, n-am bugetat o serie de cheltuieli, pe de altă, și acum totuși trebuie să le acoperim, pe de altă parte, am expandat foarte mult proiecția veniturilor, care, iată, nu vin. Ne-am raportat, ele au fost raportate la un an special, care a fost anul trecut, când lucrurile au mers cu totul altfel decât acum. Bun. Aceasta fiind situația, sigur că trei beculețe de bine că se face și economia aia, pentru că acolo se spărgeau niște bani absolut aiurea pe concerte, beculețe și prostii. Foarte bine că se reduc banii aceia. Nu zic nu, e foarte bine, măcar de ar menține aceste decizii. Dar în mod evident ei nu ajung. Iar rectificarea bugetară, fără a fi o specialistă în domeniu, dar din ce am înțeles, nu o fac tocmai pentru că... Ce înseamnă rectificare bugetară? Înseamnă să tai dintr-o parte ca să pui în altă parte. Luăm de colea ca să punem dincolo. Dar nu au de unde să taie, pentru că toți sunt în deficit. Nu poți să faci rectificare tăind de la toată lumea. Păi și atunci ce faci? Și atunci, cu legi de atunci, pe ce nu s-a cheltuit? Folosesc fonduri de rezervă, tot felul de artificii, aruncă cheltuieli peste gard anul viitor, nu plătesc facturi, un fel de golăneală fiscală care va exploda anul viitor. Când iarăși vor face o golăneală fiscală că e în an electoral, până când ce să vezi, vom ajunge după alegeri. Eu eram pregătit, uite, da, văd că domnul Vasile vrea să răspundă. Eu eram pregătit să întreb până unde poate să meargă chestia asta, cât poți să tragi de ea, până unde să spună să rupe. Din scurta mea experiență guvernamentală și din interacțiunile guvernamentale pe care le-am avut, pot să spun un lucru. Rectificarea bugetară poate să fie și negativă, ca să vină să spună ordine în sistem. Nu ordonanță de urgență trebuie să vină să-ți spună ce să nu cheltui sau cum să cheltui. Este necesar să vină în următoarea perioadă cu o rectificare bugetară, chiar dacă este o rectificare negativă. Marele pericol este următorul, după cum vă spun acum. La rectificarea bugetară, doamna Dogiu, trebuie să recunoască cifrele.
Cifrele trebuie asumate de guvern. Ăsta este motivul pentru care nu se face rectificare bugetară, ca să ne înțelegem foarte clar. Este o șmecherie din punct de vedere al clasei politice. Absolut. Adică nu poți să vii să spui, domnule, de mâine interzicem prin ordonanță de urgență să cheltuim pe bunuri și servicii bani. Nu, lucrurile astea se făceau foarte clar printr-o rectificare negativă. Însă acest lucru aduce un, cum să spun, un deficit de imagine. Așa că mai bine Comisiei Europene, pentru că astăzi am văzut foarte clar declarația și ni s-a spus că la sfârșitul lunii noiembrie va fi procesată o anumită cerere de rambursare. Pentru că aici putem să discutăm de ce nu s-au cheltuit fondurile nerambursabile. Atenție că avem două categorii de fonduri, rambursabile și nerambursabile. Cele pe care le datorăm Bruxellesului au fost cheltuiți o parte din bani și trebuie să îi dăm înapoi acei bani și se adaugă la datoria publică a statului român, iar cele nerambursabile, iată că avem o cifră catastrofală, cheltuiți 200 de milioane. Îmi cer scuze pentru intervenție, am vrut să adaug acest lucru. Chestii, ministrul de finanțe se războiește cu hârtia igienică. Hai să vedem. Nu cred că mai putem continua cu cumpărăturile de la metro, cu baxuri întregi de, poate dau un exemplu nepotrivit, de hârtie igienică în prag de sărbători, pe motiv că pierdem banii, să nu mai avem cumpătare, numai pentru ca să se cheltuiască banii și să nu se pierdă banii. Nu e firesc să facem astfel de lucru într-o perioadă în care suntem cu angajamente atât de dure față de Comisia Europeană. Deci ce ne spune ministrul, pe care îl găsiți și dacă deschideți dulapul cu ceșcuțe, apare vorbind ceva, că domnul Boloș e nelipsit din spațiul public, la orice oră din zi și din noapte domnul Boloș vorbește ceva, de data asta vorbește de hârtie igienică. Ce ne spune domnul Boloș? Că modelul ăsta, ministerele cheltuiesc în mod tembel, orice, pe orice, doar ca să cheltuiască banii, asta e ideea, și de ce ne spune nouă și nu le spune lor? Acum, dăm voie Tudor să spun că, din punctul meu de vedere, e bine, eu mă bucur că iese ministrul. Că am avut un ministru înaintea ministrului de finanțe pe care eu mi-am asumat și l-am poreclimut ulică. Îmi pare rău, asta e viața. Adică ăla un mandat întreg a reușit performanța să nu iasă, cred că a ieșit o singură dată într-o conferință și o singură dată la un post de televiziune unde l-a trimis partidul. În rest era mut ca o lebădă. Iar acum e bine măcar, măcar la Boloș iartă-mă, îl mai chem la o emisiune, vine, îi mai spui ceva, te ceri cu el, ai o opinie. Din punctul ăsta de vedere nu-i rău. Legat de povestea cu pixul, hârtia igienică și alte lucruri de genul ăsta, l-am ascultat pe domnul Vasile, nu ți-i dau dreptate, așa este, nu poți să faci printr-o ordonanță interzicerea hârtiei, excesului de hârtie, excesului de nu știu ce, dar în România asta în care le-am văzut pe toate și le-am încercat pe toate, tind să cred că poate fi și asta o soluție finală, adică până nu-i spui, nici nu știu cum să-i spun, că era să spun un cuvânt și nu vreau să te arunc în gura geneaului, dar până nu-i spui ăluia acolo, bă, nu ai voie, nu, mă, ajunge cu apa la plată, dar nu știu care, ajunge de... Bă, ăla nu înțelege, adică nu poți să eu dai comanda generalizat, nu, să-i spui, știu, mie și mi se pare dacă lași fără bani, unii sunt în stare... Măcar hârtia asta igienică, nu știu, o vreme Tudor, nu expiră. Dacă ești de acord cu mine igienică, că înainte, și cred că toți sunteți de acord cu mine. Și igienic că investești, trebuie să fim de acord cu chestia. Înainte acestei ordonanțe și acestei discuții pe hârtie igienică, pe pixuri, pe nu știu ce, am avut manageri, am avut primari care au brevetat genul ăsta de discurs. Tăiem de la tot, tăiem de la hârtie igienică, tăiem risipa, tăiem furturile PSD-iste, furturile ciumei roșii. Poate prinde și asta la români, adică bă, opriți-vă până și cu hârtia igienică, zic și eu, habar n-am. Oricum, cu o floare nu se face primăvara, la fel nici cu un top de hârtie igienică nu o să se facă liniște bugetară, asta e clar. Bun, dar da, mă rog, e un semnal. Liniștea de tot înțeleg, domnule Zeidler, și pe anumite investiții pe care ar fi trebuit să le facă autoritățile locale, care acum s-au tăiat odată cu hârtia igienică și cu beculețele. De-aia zic că nu mai înțeleg nimic de la ministrul de finanțe. Ce vrea de fapt? Exact asta, să nu mai înțelegem nimic. O bagă nimic la înaintare pe asta cu hârtia igienică, că noi avem probleme exact, mai grave cu investiții exact în tot felul de lucrări, asta, în diverse primării. Exact asta se vrea, să nu mai înțelegem nimic. Pentru că nu vă supărați. În timp ce vine premierul și spune avem 150-160 de miliarde de lei neîncasați, pe care România trebuia să încaseze din TVA, dar nu încasează. Spune asta și
pleacă de acolo, nu spune nicio măsură despre cum o să încaseze, nu spune nimic. Bine mai apoi, iată, câteva săptămâni mai târziu, ministrul finanțelor și spune problema e cu hârtia igienică. Exact asta se vrea. Să nu mai înțelegeți nici dumneavoastră, dar nici oamenii care plătesc taxe și impozite nimica, ca atitudinea să fie, măi, o chestie mult prea complicată, din care nu înțelegem noi asta, lasă că se ocupă ei cum se ocupă, ne vedem noi de viețile noastre și îi lăsăm pe oamenii ăia în pace. Exact asta vor, de fapt. Totul e o perdea de fum. Nu, problema în România nu este cheltuiala hârtiei igienice. Dacă se dublează cantitatea de hârtie igienică achiziționată de stat, nu de acolo se face nici deficitul de încasare, nici surplusul de cheltuieli în România. Haideți să fim serioși. Asta e așa, un nebun aruncă o piatră și 100 de înțelepți se... Păi nu, dar stați puțin, grăbesc că acum, redevenind serioși, hârtia igienică o fi un exemplu hilar, dar hai totuși să ne uităm că înțelegem din ce ne zice Boloș, că modelul e așa. Oamenii aia se văd cu niște bani acolo necheltuiți și în ultimele două luni se apucă și cumpără în cantități foarte mari diverse chestii, cum ar fi hârtie igienică, dar pot fi și pixuri, cafea, apă plată, cum zici, Dane, și așa mai departe. Care e de fapt problema, Ioana, ca să înțelegem? Ce? Le cumpără nejustificat? Se întind prea mult cu hârtia igienică? Boloș ar vrea să-i dea pe altceva? Sau ar vrea să-i dea lui înapoi, să-i redistribuie? Problema e că, în mod normal, banii aceștia ar fi trebuit cheltuiți în folosul comunității în alte feluri. E clar că dacă au rămas cu acei bani care fuseseră în buget, bugete care nu dau niciodată pe afară, adică nu e așa o bogăție în țară încât să zici, domnule, cu ăștia chiar n-am mai avut ce face, oricât ne-am străduit. E, banii aceia puteau fi folosiți și altfel. Asta e marea problemă. În momentul în care execuția bugetară este foarte proastă într-o instituție publică, mai ales nivel de primărie de genul acesta, înseamnă că ceva din ceea ce trebuia să se întâmple acolo nu s-a întâmplat. Asta e marea problemă. Dacă au rămas cu bani necheltuiți, înseamnă că n-au fost în stare să-i distribuie, să-și facă bugetele cum trebuie. Deci aici avem o problemă. E, și banii ăștia sunt sparți acum la sfârșit de an. Sunt sparți ca nu cumva anul viitor să primească mai puțin. De fapt, despre asta e vorba. Este și despre vorba despre calitatea managementului din România. Management în sens foarte larg, inclusiv primare. Discutăm și de ei, în primul rând de ei. Da. Ne uitam la acei oameni care au ieșit astăzi în stradă, că tot îi pomeneați aici ceva mai devreme. E vorba despre angajații de la casele de pensii din țară, care au început azi proteste spontane prin toate județele. Cer măriri de salarii similare cu cele făcute de ministrul Boloș pentru angajații de la Ministerul Finanțelor. Și acum să ne amintim un pic cum a reușit Boloș să le crească salariile celor de la finanțe peste capul tuturor, așa, peste capul unei legi care să stabilească asta, peste capul Parlamentului, peste capul unei dezbateri publice și așa mai departe, despre legea salarizării. Domnul Boloș a stabilit el că salariile angajaților din minister, deci din centrală, de la ANAF și de la Autoritatea Vamală Română pot fi stabilite prin ordin de ministru. Că aia la un moment dat prin birouri s-au revoltat și au zis, domnule, dar avem noi impresia că altora prin alte sectoare de activitate le-au crescut și nouă nu. Cum să facem noi? Și Boloș a zis, las că semnez eu, nu trebuie să mai facem nimic. Ei, acum vin ăștia de la casele de pensii, după același model, să-i ceară ministrului lor să zică da, la fel. Asta, domne, asta e, mărim salariile. E ipocrizie teribilă și într-adevăr și eu vreau să știu când toate ministerele din România vor începe să-și mărească singure salariile. Îmi amintesc momentul ăla în care tot Ministerul de Finanțe se revolta și plângea prin birouri și cum distinsa aia, doamnă, vă amintiți imaginea aia, explica ministrului cât de greu este să lucreze acolo. Doamnă dragă, vă spun cât se poate de frust, așa, nu știu. Dacă nu mai e foarte greu, e groaznic și vă cred, știu că așa e. Doamnă, știți cât de bine e în privat? E o bucurie și un desfrâu și un dezmăț că nu o să vă mai, n-o să vă mai întoarceți în vechi, la stat. Veniți, doamnă, 3 luni, 6 luni cu mine în privat. Primele 3 luni, pe cuvânt că vă ajut eu, uite, la mine, la platformă, găsim undeva, facem la emisiune, la mine, că mai... Și 3 luni vi le ofer eu. Și vă dau în scris că după 3 luni la privat, nu o să mai vreți în ruptul capului la stat.
Sunt ironic pentru cine înțelege, dar asta e realitatea, adică e atât de greu, bă, fraților, acolo, iar lamentatul ăsta, fiecare la cloșca, știi, la locul ei, noi ne plângem la ministrul nostru, ei la ministrul lor și, bineînțeles, ministrul, ca să meargă treaba, bă, fraților, la MIPE, nici nu știu dacă ea, că iar mă întorc la prietenul MIPE meu, da? La MIPE, la aia, era ultima oară, pe ultimul meu recensământ, 10 secretari de stat. Bă, 10 suntem duși cu capul, 10 bucăți. Mă, ce-or face aia, mermelez manuscrisele de la Marea Moartă acolo, să vină banii peste noi? Mă, ce-or face 10 bucăți acolo? Că l-am întrebat pe ministru când ți-a făcut curaj și a venit la mine la emisiune. Doar ei. Da, zic, domnul ministru, pare că lucrează doar domnule, aveți 10 bucăți. Da, zice, cam mult eu mi-aș face treaba și cu 5-6. Păi și dacă ți-o faci, dă-i mâine, ne trimite-i. Vrei să vă fac recensământ? Vă promit că o să fac. Uite, duminică e prima promisiune. Vă dau primul tăietor de frunze la câini, secretar de stat care n-are nicio fișă a postului, vine o dată pe săptămână în concediu. Duminică urmăriți și o să-l vedeți. Îl arăt cu subiect și predicat, îl scot în joben. Sunt sute de ăștia, nu-ți unul. Sunt sute. Bun, deci cei de la Ministerul de Finanțe au făcut chestia asta, guvernul a închis ochii, n-a zis nimic. Cei de la casele de pensii zic acum ministrul muncii să facă la fel. Păi. Și acum eu întreb, s-a deschis cutia Pandora, adică din momentul ăsta guvernul poate să-i zică nu ministrului muncii nici pentru aia de la pensii după ce i-a zis Dalu Boloș? Nu, domnul Mușat, suntem într-o altă eră, suntem într-o altă epocă, trăim într-o altă Românie în care privilegiile la stat nu mai există, dubla măsură nu mai există. N-a fost decretat așa prin noua ordonanță? Prin vorbe, dar nu și prin fapte. Serios? Păi. Da, și eu sunt ironic, încerc să fiu ironic. Păi, hai să o anunțăm pe doamna Deca, că nu trebuie să mai ceară la rectificare. Dar, din punctul meu, nu trebuie să mai ceară 9 miliarde de la rectificare. Poate să semneze ea, că le mărește salariile profesorilor de la ea. Și acum, cunoscând și dumneavoastră, sau invitații din platou, ori doamna Dogiu, cunoscând mentalitatea și modul în care acționează aceste corporații, adică oamenii din minister și de subminister, că aici vorbim de agenții, vorbim de secretar de stat, dar nu vorbim de subsecretar de stat, ăia nu mai taie frunza la câină, ăia de fapt o duc acasă, adică o poartă pe haină. Mă scuzați, dar n-am cum să mă exprim altfel. Însă, dacă s-a văzut în România o corporație, un grupuleț, un grup, o, nu știu, o familie nobiliară, că despre asta e vorba în actualele guverne, că avem și dinastii. Mai rău decât la noi. Familia nobiliară e în justiție, mă iertați. Aia e suprema familie nobiliară, noastră, dar vorbeam care de face întreg, numai ce vrea ea la orice oră. Vorbeam de întreg sistemul public. Da. Iată că nu neapărat de domnii de la finanță. Nu, dar și acolo, sunt ierarhii. Adică, familia de la finanță, dar dacă se poate, se poate, domne, de ce nu? Dacă domnul ministru, prin ordin, schimbă o lege, unde am mai întâlnit în țara asta sau în lumea asta, probabil că numai în țara asta, cum să schimbe o lege printr-un ordin al ministrului, să-ți iei de la sine putere, o lege organică sau fie și ordinară, să modifici o lege și să poți să spui că prin ordin de ministru... Vă dă răspunsul Ioana Dogioiu imediat despre cum cei din marele sistem de justiție au reușit să facă chestia asta peste capul tuturor, peste capul unei națiuni. Pur și simplu și-au dat singuri retroactiv măriri de salarii, care acum ajung la 3 miliarde și vă spuneam ceva mai devreme, trebuie găsiți banii ăștia, că o să-i ceară. Nu, îmi cer scuze, doamna Dogiu, până să ajungem acolo, au făcut-o că se poate și vor face și alte instituții subordonate sau colaterale ori unilaterale aceeași operă de artă. Adică vor ieși în stradă funcționarii publici, vor cere în instituții, vor bloca instituțiile, nu că instig eu. Dar am mai avut astfel de manifestări care li s-au părut normale, care li s-au părut firești. Și vor copia comportamentul și abilitățile angajaților de la Ministerul de Finanțe și vor cere... Și ale lor, și ale magistraților? Pentru că pot. Uite că ne-am dat răspunsul. Singura soluție să nu mai existe discriminările astea și să nu se mai uite unii la televizor cu indignare cum alții își măresc singuri salariile, este ca toată țara să-și mărească singură salariile, cel puțin în sectorul de stat. Nu, Ioana, adică de mâine fiecare minister să facă ce au făcut magistrații, ce a făcut ministrul finanțelor, ce o să facă probabil ministrul muncii. Ăsta este un stat slab, ăsta este un stat eșuat, Ăsta mai e un stat? Oare? Întrebare. Să-mi spune și așa, dacă mai e un stat. Știți, legea salarizării este un jalon în PNRR foarte important.
Din ce știu eu, nici măcar n-au început să lucreze serios la ea. Sau, în orice caz, n-au suflat o vorbă despre faptul că ar fi început. Ne temem de ce o să iasă, pentru că, în general, toate reformele acestei puteri sunt niște nenorociri. Deci asta e. S-a văzut cu pensiile speciale. Da, exact. Eu pot să înțeleg, pe de o parte, că cel care face aceeași muncă în județul Iași cu cel care face aceeași muncă în București, zice, bă, dar eu de ce să fiu mai plătit, mai prost decât ăla din București? Nu? Pe undeva inechități există în sistem. Asta este și marea problemă. Că, lăsând la o parte chestiunea magistraților, care este o chestiune pur și simplu de abuz de putere, pentru că ei împart dreptatea, deci ei își fac dreptate singuri, cum ar veni, în rest vorbim de niște certe inechități în sistem. Între salarizări, între sporuri, între trepte, între... E, pentru asta PNRR-ul include și legea salarizării. O lege despre care nu se suflă însă o vorbă și care, repet, cred că va ieși foarte proastă. Pentru că, de fapt, ordine în sistem puțin vor să facă. Și aici este și o chestiune, dacă vreți, de putere. În momentul în care lucrurile sunt foarte clare, marja de arbitrariu a puterii este mică. Dar din această marjă se nasc mari puteri, adică dau pentru că vreau, da? Dacă ești bun, dau, dacă nu ești bun, nu dau. Și de ce pot să fac asta? Pentru că legea e neclară, bramburită, cu 7000 de contradicții în ea. Deci totul de aici pleacă de la regulă, dacă vrem. Dacă avem o regulă clară, lucrurile astea nu pot să există. E după modelul personajelor ținute prin funcții de conducere cu mandat de la reînnoibil. Oho. Dacă îmi place de tine, ți-l reînnoiesc, dacă nu, vă dau un exemplu la după următor. Vă dau un exemplu foarte concret, doamna Dogioiu, domnule Mușat, toți cei care se uită la noi, de la casele de pensii. În 2021 s-au angajat 1000 de oameni în casa de pensie, care până în finalul anului 2022 trebuia să facă o treabă. Celebra digitizare. Da? Deci până în final de 2022 trebuia să facă 100% din treabă. Pe un salariu dat. Cât o fi fost? S-a prelungit până în august 2023 cu 8 luni de zile. După ce s-a prelungit cu 8 luni de zile, s-a mai prelungit cu încă un an de zile. Adică în dublu timpului pe care trebuia să facă treaba respectivă, ei nu știm dacă vor reuși să termine treaba respectivă, pentru că sunt la 80-85% și nu pare că avansează. Dar mai rămân încă un an de zile 1000 de oameni. Eu cred că unul dintre oamenii care acum îi vedem în ecran acolo în caseta centrală cu panoul în mână lucrează foarte mult. Și eu cred că unii dintre ei, unii, merită creșteri salariale. Pe bune, că unii chiar lucrează de dimineața până seara, făcând ore suplimentare, ca să suplinească munca ălora care se angajează degeaba pe pile și relații. Dar, în timpul ăsta, cel puțin 1000 de oameni, caz concret de care știm, de la casa de pensii, nu și-au făcut treaba în timpul dat, cer creșteri salariale, cer încă 8 luni de salarii, cer încă 12 luni de salarii și tot nu termină și știu foarte sigur că noi toți plătim această incompetență. Și noi știu foarte sigur că dacă ăia 2-3 de care ziceați că muncesc din imaginea respectivă, dacă se va pune problema vreunei restructurări, ei ăia pleacă primii. Adică evident, aia evident, e... evident. Adică eu sunt de acord că celor care muncesc într-adevăr foarte mult, unii să primească bani mai mult, dar nu toți grămadă. Și nu mă interesează momentul de față, atunci când trebuie să plătesc taxe suplimentare, că am un IMM, nu eu personal, dar cine are un IMM trebuie să plătească de 3 ori mai multe taxe, chiar nu mă interesează dacă problema e la ministru, la ăia 1000 de oameni, la secretarul lor de stat sau la premier, pentru mine tot sunt o grămadă din cauza cărora eu trebuie să plătesc mai mult, în timp ce ei nu-și fac treaba. Da, de acord, dar aici ai nevoie de o legislație suport, aici ai nevoie de un manager care... să pună în aplicare acea legislație și, sigur, persoana care merită și care are competențe deosebite trebuie remunerat potrivit cu munca și cu competența pe care o are. Teoria însă, frumoasă. Doar că, atenție, asemenea prevedere a existat în legea din România. În fiecare an se suspendă. Nu cumva, Doamne ferește, da, cineva care e mai competent să ia niște bani în plus. Toți la egal, ca pe vremea comunismului. Hai să ne uităm un pic mai îndeaproape la ce vă arătam aseară și anume cele 16 salarii pe care ajunge să le încaseze un salariat de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Și vă arătam acolo, de fapt,
din ce se compun cele așa zise patru salarii în plus. O primă anuală în trimestru 4 întregului personal, nu? Adică o primă de sfârșit de an, care poate să ajungă la un salariu întreg, o primă de performanță, o primă acordată cu ocazia zilei ASF și o primă de vacanță. Deci astea sunt cele patru prime care ajung la 100% din salariu, deci încă 4 salarii, deci 16 salarii. Și un amănunt interesant pe care aseară nu l-am dat este că doar pentru cei 9 membri ai Consiliului Director se cheltuie anual 1,5 milioane de euro. Împărțiți chestia asta și după aia împărțiți la 12 luni și vă rezultă o medie de 13.800, aproape 14.000 de euro pe lună. Dar noi știm că nu toți iau 13.000, că nu e democrație acolo. Există un șef care ia 25.000 și aici vine partea interesantă, mai mult decât președintele Franței, mai mult decât cancelarul Austriei. Și nu e normal de pildă să-i plătim așa, eu i-aș plăti și domnul mai bine. Domnul șef al ASF, Nicu Marcu, ei au grijă de noi și de piața asigurărilor. Ei au grijă să nu avem falimente în piața asigurărilor, să nu ne ardă asiguratorii, să nu ajungem să plătim din fondul de rezervă ăla la care cotizăm tot noi fraierii la fiecare asigurare, să nu-l devalizăm pe el în urma acestor falimente. Ei, dacă s-au ocupat exemplar în ultimii ani de toate aceste subiecte, nu-i normal să fie remunerați cu mii și zeci de mii de euro și de sporuri și de toate astea? Ba da. Că doar n-am avut. N-a existat un faliment în piața asta asigurărilor. Lucrurile merg strună, asigurările te despăgubezi la virgulă mai abitir decât în Franța și în Italia la un loc. Sau nu, după caz. Da. Deci despre asta e vorba, nu? Tocmai am aflat că băieții ăștia de la Euroins cu care ne luptăm vor să mai ceară vreo 500 de milioane de euro statului români, că sunt nedreptățiți și pe care trebuie să ne pregătim. Mai strângești tu un pic ureaua și cu mine și cu toți. Adevărul e că au dreptate. Dacă ai o asemenea autoritate de supraveghere sub nasul căreia s-au întâmplat toate lucrurile astea, nu poți să mai elderafrai 500 de milioane. Adică mai 500 de milioane. Ce sunt 500 de milioane? La câte miliarde am plătit de pe urma falimentelor? City, Euroins, Astra, le-am și scap că-s vreo 5 celebre, da? Despre asta e vorba. Cereți fraților că aveți unde. Mai gâște ca noi, nu o să fie nicio țară. Noi plătim. Imediat ce revenim după publicitate, vă arătăm declarațiile președintelui despre Schengen. Foarte sceptic, domnul Iohannis, că mai funcționează și mai bun la ceva acest spațiu de așa zisă liberă circulație. Pentru ce ne pregătește oare? Rămâneți cu noi. Este puțin deprimant că de la Viena să auzi ca și cum acolo o placă s-ar fi puțin stricat. Tot același text, în condițiile în care România performează foarte bine în oprirea migranților ilegali. Realitatea este că spațiul Schengen nu mai funcționează. Nu mai funcționează și aproape că nu mai există spațiul Schengen, fiindcă din cauza migrației care este destul de importantă, foarte multe state și-au închis granițele. Noi vrem să intrăm într-un acord care nu mai funcționează. Este o întrebare care trebuie să ne opunem și discuția pe Schengen este mai veche. Faptul că Schengen are probleme, se știe de mult și pe de o parte există dorința de a moderniza acordul Schengen, pe de altă parte există unii care se opun la orice, inclusiv la extindere. Da, că Schengen nu funcționează și în special în perioada asta nu funcționează din cauza ciondănelilor dintre state și din cauza panicii că intră teroriști, având în vedere ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Noi știm, dar bănuim, Ioana Enedogioiu, că nu analist politic vrea să fie președintele. Ce ne spune de fapt domnul președinte cu lamentația asta? Că nu mai merge, e nefuncțional, nu prea... Adică? Exact ce ați spus mai devreme pe ecran. Că strugurii sunt acri. Da, spațiul Schengen are niște probleme. Ele sunt certe. Asemenea, accidente de parcurs cu reintroducerea controlelor s-au mai întâmplat, dacă vă aduceți aminte, la începutul pandemiei, tot în condiții de panică, ceea ce nu înseamnă că au rămas. Tratatul Schengen prevede posibilitatea introducerii unor astfel de suspendări ale tratatului pe perioade limitate în condiții speciale. Deci nu este vorba de faptul că spațiul Schengen nu mai există. Spațiul Schengen, am o veste pentru că domnul președinte, va rămâne pentru că este un spațiu extrem de important din punct de vedere economic.
dar care economic, nu pentru turismul ăsta, că se ne plimbăm dintr-o țară în țară, deși turismul face parte din economie masiv, dar e vorba de transportul de mărfuri. Acolo el este foarte important și pentru asta el va rămâne, indiferent de aceste accidente de parcurs pe bază de panică. De altă parte, domnul Iohannis ar trebui să se întrebe dacă România a făcut cu adevărat ceea ce trebuia să facă pentru accederea în spațiul Schengen. Da, cancelarul Neamără joacă o carte politică, am stabilit acest lucru. Dar noi cum jucăm aceeași carte politică? Pentru că aceasta este de fapt întrebarea. Noi, de fapt, cum jucăm această carte politică a aderării la Schengen? Noi, concret, în afară de lamentații și de țâfnete genul ăsta, ce am reușit să punem? Pentru că, atenție, problema accederii intrării României în spațiul Schengen nu este o problemă care a început anul trecut și de anul trecut, vai de mine, toată lumea se tăvălește. Nu! De ani de zile noi nu suntem în stare să intrăm în spațiul Schengen. Bun, doar că până acum opoziția era mult mai extinsă și de aceea nici nu se punea chestiunea pe agenda măcar. E, acum s-a restrâns la o țară. Ok, dar asta nu înseamnă că noi am făcut tot ce trebuia. Asta nu înseamnă că noi cu adevărat suntem o țară care să merităm poate încrederea. Că, aici că am făcut, că n-am făcut, președintele oricum evită, domnule Vasile, să ne spună ce pârghii acționează România nici în acest moment, dacă are vreuna, și în schimb ne zice, ne face așa o descriere că nu mai funcționează. De nici ce? Pe departe, și cu regret spun lucrul ăsta, domnul președinte Klaus Werner Iohannis nu este purtător de standard, purtător de mesaj pe un asemenea subiect. Ne amintim foarte bine care a fost mesajul domniei sale cu un an în urmă. De la isterie am căzut în depresie. Nici de cum. Aici sunt argumente care țin de fundamentele Uniunii Europene. Da? Libera circulație a capitalului, libera circulație a bunurilor și libera circulație a persoanelor. Am aderat la acest spațiu club democratic al elitelor cu acest scop, cu acest sens de a merge la fundamentele de bază ale constituirii Uniunii Europene. Păi constatăm astăzi că din declarațiile și din tot ceea ce am analizat în ultimii ani, constatăm ce? România nu are acces în spațiul Schengen. România pierde anual 2 miliarde de euro, potrivit unor estimări. Da? România este prejudiciată grav sub aspect economic pe cele trei principii fundamentale care au stat la baza constituirii Uniunii Europene. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să vii să spui poporului român astăzi, în plină criză economică, în plină criză mondială legată de ceea ce se va întâmpla cu securitatea mondială, că nu este o problemă dacă temporar sau permanent acest spațiu Schengen nu va mai funcționa. Serios? Asta înțelegeți? Serios? Asta înțelegi? Că de fapt ne pregătește pentru... Că nu mai e chiar așa atractiv? Adică nu, domnule, mai ușor... În urmă, scuzați-mă, atâta vreau să mai spun. În urmă cu o săptămână ne-a anunțat ministrul de interne că ministrul de interne al Austriei nu mai are o problemă. Păi unde este coerența, unde este logica politică acestor comunicatori? Revenim la ceea ce am spus mai înainte, pentru că pot, domne, statul sunt eu, letoaie moa. Și eu dacă spun că e depresie, eu dacă spun că nu este o problemă că nu aderăm la spațiul Schengen și avem prejudicii economice de 2 miliarde anual, nu este o problemă națională. Este deci doar o problemă imaginară. Ne prezintă în culori mai nasoale așa spațiul Schengen, să nu mai revenim atât la el? Tu vrei să mă blochezi în seara asta întrebându-mă ce înțelegem din discurs, el fiind un discurs cu atâtea polisemantisme și atâtea meandre ale concretului. Să le descălcim în 30 de secunde. Este dacă... exhaustivul... Da, în fine, hai să le descălcim în 30 de secunde. Absolut. Păi eu mi-amintesc așa, dragă Tudor, că imediat după eșecul nostru ultimul răsunător cu Schengen, câțiva români mai buni, mai răi, cum și eu am făcut parte dintre ei, ne-am înfierbântat, recunosc, și am zis, bă, hai să facem și noi ceva, să boicotăm cât putem. Vă amintiți aia cu boicot? Bă, nu mai intrăm la benzinării, nu mai faci, nu mai duceți bani.
Imediat la vremea respectivă, domnul distins din imaginele de mai devreme, și anume președintele, a ieșit și ne-a spus foarte că, bă, băieți, terminați cu, mai ales instituțiile statului, să termine cu prostiile astea. Noi încercăm să le îndemnăm și pe alea, bă, nu ar fi rău să mutați, de exemplu, conturile la o bancă de stat, Banca Poporului, așa cum fac toți, da? Deci ni s-a spus, bă, e mai ușor. Acum a constat o suceală a discursului în sensul în care până și domnul președinte și-a dat măcar parțial seama... Bun. Că băieții aia nu sunt chiar atât de dulci pe cât îi vedeau la vremea respectivă. Cu ce scop, domnule Zaidler, ne zice asta acum? Eu până acum am crezut că avem un președinte de țară vorbitor de limbă germană, care ar fi trebuit să se ducă în Austria vorbitore de limbă germană și să le spună pe limba lor, bă băieți, știi cum îi dragă cetățean austriac? Nu de la noi din România vin de fapt emigranții, aia vă spun eu pe limba voastră. Mă așteptam să zică, ce spațiu Schengen? Haideți că vă invit eu la Sighișoara, care ești tu președintele Comisiei Europene, cu cancelara Austriei și reformăm de aici, îi spunem reforma de la Sighișoara spațiului Schengen. Mă așteptam să facă ceva. În locul ăsta am găsit un președinte de țară vorbitor de Miorița. A vorbit pe limba... Am vești pentru domnul Iohannis. Semnat... Discuția despre Schengen nefuncțional o să fie de 100 de ori mai amplă decât o vede domnia sa acum, având în vedere tot ce se întâmplă. Despre ce se întâmplă în Israel, despre ce caută Hamas împreună cu Iran la Moscova, discutăm imediat. Rămâneți cu noi!